tuturor și bine v-am găsit la un nou episod pe contul secundar. Știți bine că pe contul secundar, pe contul acesta l-am full maxat, mai trebuie câteva star power, gadget-uri și așa mai departe. Nu este un cont foarte investit, am investit foarte mult timp în el, n-am skin-ul, n-am absolut nimic, dar nu e un cont în care am băgat foarte mulți bani. Nu știu, cred că am băgat în contul acesta până undeva pe la, să zicem, 300 de lei, 400 de lei, ceva de genul maxim. În fine, înainte de a începe, nu uitați de butonul de like și de abonare, un follow pe Instagram la madelin.tadian23. Bineînțeles, toate astea să le faceți împreună cu codul Madelin pe shop dacă doriți să participați la extragerea pe fiecare, la fiecare live a Brawl Pass-ului gratis. Aici am mai puține reward-uri decât pe contul mare. Am decât 98 de reward-uri în total, 68 de B-box-uri și restul ce mai am pe aici. Din nou, tactica e aceeași, mergem pe toaletă, facem opening-ul acolo, încercăm să vedem, asta e așa, să vedem șansa. 0.27, bă, nu era. Nu era deloc 0. Mamă, deci mă așteptam să am undeva la șansă 0.15 maxim, așteptam 0.15 maxim, dar cu 0.27. Bine, ce drepte că nu e 0.80, dar 0.27 la o legendară, aproape 0.28, să zicem, nu erau absolut deloc. Avem un vis în cap, că poate reușim să luăm colegi pe contul acesta. În fine, din nou, aceeași tactică o facem, mergem pe toaletă, îi dăm drumul de acolo și vedem dacă ne pică. Stați puțin. Că mie lipsesc foarte multe star power și gadgeturi. Deci dacă va fi item roșu, nu este sigur că va fi colet. Pentru că mie, după cum observați, încă mai lipsesc foarte multe. Deci cu item roșu poate pice și gadget sau star power. Nici nu știu cum să fac. Hai că gen revin când e un item roșu. Mă, Doamne ajută să fie colet. Nu știu. Bă, parcă totul s-a întâmplat prea rapid. Parcă s-a întâmplat totul prea rapid. Nu știu ce măsură este corect. Exact ce vă spuneam, gadget. Înainte de a avea șansă de 0.27 la colet, am șansă de 1% la star power și 2% la gadget. O să mă cam tensioneze cei de top opening-ul ăsta, pentru că stau în continuu. Mamă, item roșu, oare e, oare nu e? Să fie nebunie. Deci dacă și aici mi-au țeacă, voi reveni ulterior doar cu colet deblocată. Dacă și aici mi-au țeacă. Ce item roșu îi dau direct și nu mai vin. Că văd că e jale. Jale. Stay, it's only over when the day is done. I never knew you was a runner, yeah.
try to believe in anything greater than a miracle. It wouldn't be this difficult if we try to be a negative bull. Yeah, we could be taking control. Yeah, if we try to believe in anything greater than a miracle. It wouldn't be this difficult if we try to be a negative bull. Yeah, we could be taking control. Da, dezamăgitor, băieți, dezamăgitor. Mi-a dat la Star Power și gadgetul de m-a rupt. Asta este porcăria cea mai mare, pe care o fac și gen pe opening-urile abonaților. Când îi lipsesc foarte multe gadgeturi Star Power-uri, este normal ca să te omoare și să nu îți mai dea 0-31-66 șanse. E normal ca să nu-ți mai dea Brawler când efectiv îți lipsesc foarte multe Star Power și gadgeturi și lipsesc extraordinar de multe. Acum, dacă stau să mă gândesc bine, deci ar trebui așa, mi-ar trebui 500 cu 500 și cu încă 500. Deci ar veni aici 1000, 1100, 1300, 1400, nici nu știu, bă, frate, ia mă să vedem. Dar îmi dă Brawl Box din ăstea, nu merită Brawl Box-ul. Din ăsta îmi dă un V-Box. Na, nu merită. Și din ăsta îmi dă Brawl Box. Dacă până și din Brawl Box mi-a picat gadgetul nou pe Shelly, să-mi bat piciorul, de nu am avut noroc la gadgetul și la Star Power de m-a spart. Oricum nu-i problema, pentru că o să fac misiuni și o să iau Brawl Pass-ul și Brawler-ul, că am gemuri, dar n-am avut șansa aia, mă frate, mă, n-am avut șansa aia. Nu știu ce să zic, stai așa, mai am pe aici ceva, aici nu mai am nimic, mai ulterior dacă voi face niște misiuni. Da. Că am mărit pe contul acesta, măcar am mai scutit din gadgetul și Star Power și am 22.000 de bănuți. Asta văd că l-am luat de pe shop, ceea ce este un lucru bun. Asta e, deocamdată avem pe contul mare, ce e drept că oricum n-aveam timp nici de contul ăsta, adică ca să pușez și pe contul ăsta să pușez colet dacă o luam. Dar era șmecher pentru conținut, că puteam să iau practic și pe contul secundar colet. Și asta era chiar un lucru bun. Stai așa, ce star? Eu și câte mai lipsesc, mă lipsește... un Star Power, două Star Power-uri, 3, 4, 4, stai așa, 5, 6, 7, 8, 9, 9 Star Power-uri, 10 Star Power-uri, 11, 12 Star Power. Ceea ce înseamnă că cu 24.000 de bănuți, eu am 22.000, cu 24.000 de bănuți eu pot să maxez tot contul acesta. Doar că mai trebuie bănuți ca să o iau pe colegi și după aceea să o maxez. Decât să o maxez, îmi trebuie bănuți. Și am maxat și tot contul ăsta, practic pe sezonul următor nu o să mai am emoții la gadgetul Star Power-uri, decât la Brawler, cum mi s-a întâmplat acum. În fine, dacă v-a plăcut și acest episod, nu uitați de butonul de like și de abonare și o să ne vedem data viitoare cu colet, cât mai multe trofei pe contul mare. Toate cele bune, pa, pa.